Bun găsit la știrile Alfa Omega, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim martori și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. Ediția de știri din această săptămână este una specială rezervată conferinței rugăciune pentru Israel, care a avut loc recent la Biserica Râul Vieții din București. Tema evenimentului ajuns la cea de-a 14-a ediție a fost Israel și națiunile. A fost o conferință cu caracter profetic, de înțelegere a momentului spiritual în care ne aflăm. Invitații au fost liderii unor case de rugăciune și organizații creștine din Israel și Olanda. Conferința a fost organizată în parteneriat cu Alfa Omega TV. Conferința Rugăciune pentru Israel, desfășurată recent la București, a adus împreună închinarea înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea pentru Țara Sfântă și informații din domeniul legislativ. Evenimentul ajuns la cea de-a 14-a ediție a avut ca temă Israel și națiunile și a fost găzduit de Biserica Râul Vieții din București. Conferința a avut un caracter profetic de înțelegere a momentului spiritual în care ne aflăm. Pentru noi a fost o adevărată celebrare în Duhul această conferință, pentru că am avut oameni foarte puternici în spiritual, care nu doar văd vremuri și soroace, dar știu și ce trebuie să facă Israelul, căpetenile, ca fiii lui Isahar. Nu a fost doar despre Israel. Nu a fost doar despre națiuni, a fost o revelație a inimii Tatălui într-o vreme ca aceasta. A fost dorința Tatălui de a lua credinciosul și de a păși în ritmul pașilor lui. Pe parcursul celor două zile ale evenimentului au fost rostite rugăciuni pentru Israel, pentru România, pentru ridicarea mijlocitorilor și proclamații de credință ancorate în cuvântul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat, am susținut calendarul lui Dumnezeu cu rugăciune, credem că s-au transformat multe lucruri în spiritual, credem că pentru România a fost un mare câștig, mai ales acest om al lui Dumnezeu, Rick Ridings, care nu doar susține o cauză israeliană, ci susține și celelalte popoare și rolul lor în planul lui Dumnezeu, rolul lor biblic. Și sigur că ne-a plăcut cel mai mult ce a spus despre România. There's a call in Romania to help protect Europe and to help Europe to come back to its godly roots of the Bible and to worship the Lord God of the Bible, who is the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, through his son, our Lord Jesus Christ, to worship and call all of Europe back to its roots, its foundations that were so good and that produced such so much great architecture and art and music and so many things, and we've seen that in Romania. Invitații au subliniat faptul că situația actuală a statului Israel poate fi privită din trei perspective: în plan natural, spiritual și juridic. We're supportive of the state of Israel. We want to defend the position of the state of Israel against all accusations, and we use the arguments derived from international law. But many of us are also believers, Christians. We have contacts with the Jewish community, and we are supportive of the state of Israel. But our message is that there are good arguments in international law to defend Israel. Unfortunately, in this world, there are many states and actors against Israel, and our purpose is to educate, to do research, and to have contacts with politicians, governments, to provide them with arguments to support the state of Israel. The joy of the Lord is the strength of Romania. The joy of the Lord will break all of the depression over this land and give this place a new life, a new like a resurrection of his life in this land. And it's the enemy that comes to kill, steal, and destroy. And so you know, because Romania has such a calling on their lives, the enemy has tried to take a lot from Romania, but the Lord will restore and make
Romania strong and like a mighty oak tree and planted by the living waters, and to bring much glory to God because of what God will do in this land, and also to cause Romania to be a light to the other nations around this land, and to turn back the battle at the gate and all the things God spoke during this conference. I believe he will do that. Participanții au perceput evenimentul ca pe unul de avangardă pentru alinierea României la voia lui Dumnezeu. M-am bucurat foarte mult de faptul că prin cuvântul profetic România va împinge planurile celui întuneric, a întunericului la porți, adică va respinge. Este foarte bine să te rogi pentru țara ta, este foarte bine să te rogi pentru familia ta, este foarte bine să te rogi pentru orașul în care locuiești. Dar trebuie să nu uităm că este un singur oraș pentru care în Scriptură ne este poruncit să ne rugăm și acesta este Ierusalimul. Cred că într-o vreme ca aceasta e foarte important să stăm pentru Israel. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, este important să mijlocim și să facem ceva practic pentru poporul ales, în funcție de cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu pe fiecare. Domnul ne ia în serios. Și toate rugăciunile care s-au rostit aici, Dumnezeu le-a scris în cartea lui de aducere aminte și se vor împlini. Vom vedea la știri lucrurile pentru care ne-am rugat aici. Prin tot ceea ce Dumnezeu a orchestrat în această conferință, rugăciuni, proclamații, cuvânt, închinare, toate acestea au grăbit efectiv venirea Domnului. Mi-a plăcut în special domnul profesor de la Haga și cum a prezentat adevărurile foarte profunde legate de dreptul pe care Israel îl are asupra teritoriului, chiar dreptul legal pe care îl are, nu doar biblic și istoric, pentru că mai ales în perioada aceasta foarte mult suntem bombardați de complet alte informații și de multe ori eronate, și a fost foarte bine să auzim din gura unui om al legii, cum ar veni, adevărul. La eveniment au participat și membrii comunității mesianice Beit Hasdo din București. A 14-a ediție a întâlnirii Rugăciune pentru Israel a fost organizată de Biserica Râul Vieții din București în parteneriat cu Alfa Omega TV. În decursul istoriei, România a stat împotriva expansiunii Imperiului Otoman în Europa Occidentală. Așa este percepută țara noastră de liderii creștini din vest și de dincolo de ocean. În aceste timpuri, România este chemată de Dumnezeu să se poziționeze ca un apărător la porțile Europei împotriva islamului radical. Participanții la conferința de la Biserica Râul Vieții din București și-au exprimat opiniile referitoare la acest rol al României. Am fost surprinsă să văd că acești oameni atât de profunzi în cele spirituale au văzut destinul nostru de neam, și anume faptul că noi am stat împotriva islamului sute de ani, 400 de ani. Imperiul Otoman s-a oprit și n-a invadat Europa, și ei văd că în continuare noi putem sta împotriva războiului. Atunci am stat fizic, deși a fost și o forță spirituală. Să nu uităm că Ștefan cel Mare mereu ridica câte o mănăstire când se întorcea de la război. Este scris în cronici Gletopisețul Moldovei că îi ieșeau preoții înainte la plecare și îl binecuvântau când plecau cu armata. Aveau preoți care însoțeau armata și la întoarcere sărbătoreau, împărțeau darul, deci, și zideau o mănăstire. România a dat totdeauna și martiri, întotdeauna a avut și rugăciuni. Să nu uităm că mănăstirile din Moldova, un foc necurmat de sute de ani de rugăciune și de oameni care sunt dedicați exact rugăciunilor pentru țară. Acolo se recită psalmii. Dacă te duci și vizitezi, tot timpul sunt psalmii pe care cineva, nu sunt înregistrați, cineva, ori o măicuță, ori un călugăr, îi rostește continuu, zi și noapte se fac rugăciuni. Și noi suntem în același curent al rugăciunilor pentru țară, al rugăciunilor pentru pace, al rugăciunilor pentru împlinirea planului lui Dumnezeu cu țara noastră, cu noi și familiile noastre, dar și cu națiunea Israel. A fost o încântare pentru mine să descoper rolul României, deși îl știam, dar în domeniul profetic, iată că sunt reverberații noi. Acest rol al României de a
face vrăjmașul să dea înapoi de la porțile Europei, mai exact de a face reprezentanții radicalismului islamic să dea înapoi. Lucruri care s-au întâmplat între secolele al XV-lea și al XVIII-lea. Dar iată că Dumnezeu, printr-un arc peste timp, readuce în atenția noastră această abilitate a României de a face vrăjmașul să dea înapoi acum de la porțile Europei. Această chemare a României de a fi un scut de foc, un firewall, așa cum se folosește în informatică, această chemare a României de a fi un scut pentru Europa este o chemare foarte înaltă. Conferința în sine este o chemare adresată mijlocitorilor de a intra în această manta de a fi un scut de foc împotriva radicalismului islamic. Iubim individul, dar urâm duhurile rele care îi transformă pe oameni în niște pioni pe tabla lui de șah. Credem că România, cu ajutorul Duhului Sfânt, se ridică la înălțimea chemării și frumusețea este că cei ce sunt în prima linie au primul gust al victoriei. Mijlocitorii au primul gust al victoriei împotriva acestui radicalism islamic. Pentru așezarea lucrurilor după voia lui Dumnezeu în plan natural, așa cum spune și rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, este nevoie de rugăciune în unitate. Mijlocitorii din România sunt îndemnați să ceară împlinirea planului lui Dumnezeu. În contextul conferinței de la București s-au făcut rugăciuni pentru ca Dumnezeu să ridice și să unească mijlocitorii în duh și în adevăr. Doamne, rostim în numele lui Iisus că se ridică mijlocitorii. Se ridică mijlocitori în duh și în adevăr, închinători în duh și în adevăr. Nu se poate să fii mijlocitor fără să fii închinător. Nu se poate să fii închinător fără să fii închinător în duh și în adevăr. Și ne rugăm ca în aceste zile, în aceste vremuri ale sfârșitului, armata ta de războinici, armata ta de mijlocitori, armata ta de închinători în duh și în adevăr să fie mare și să fie una nedezbinată, nedivizată, care e mai mare, care e mai bun, care cântă mai bine, care predică la o audiență mai mare, ci unește-ne în slava ta, unește-ne în slava ta a sfârșitului și fă ca pământul să fie plin de cunoștința slavei superioare, slavei lucrării și slujbei aducătoare de viață, care e cu mai multă slavă decât slujba aducătoare de moarte. Pământul să fie plin de cunoștința acestei slave, cum este plin adâncul mărilor de apele care îl acoperă, în numele lui Iisus. Tată, îți mulțumim pentru momente orchestrate de tine, când îi anunți pe mijlocitorii tăi, Doamne, de pe întreg pământul. Doamne, mă rog pentru o legătură a Duhului, Doamne, între mijlocitorii tăi, Doamne. Mă rog pentru un duc de smerenie, Doamne, pentru un duc de onorare reciprocă, Doamne. Mă rog ca niciun merit să nu și-l aroge ei, Doamne, ci meritele să-ți aparțină ție în întregime, Doamne. Doamne, ne rugăm pentru o recoltă de mijlocitori care știu ce înseamnă să stea la picioarele tale, Doamne. Care știu ce înseamnă să audă ordinul și momentul din partea ta. Mijlocitori care nu se trezesc vorbind în afara timpului tău și în afara strategiei tale, ci care cunosc strategia ta. Doamne, mă rog pentru acest ceas interior al mijlocitorilor, Doamne. Mă rog ca ei să se alinieze calendarului tău profetic, Doamne, cu privire la lumea noastră, Doamne, și să funcționeze în această ungere a fiilor lui Isahar, care cunoșteau vremurile și știau ce trebuie Israel să facă, Doamne. Doamne, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos ca rugăciunile să fie sfinte, Doamne, să fie
fie ca acei bulgări de tămâie, Doamne, pe care Tu ne chem să-i sfărâmăm întâi, nu să-i aruncăm pe altar, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru mijlocitorii încercați și zdrobiți care și-au asumat locul de a sta în spărtură, Doamne, care și-au asumat acea poziție incomodă din spărtură, Doamne, și care nu cer condiții speciale, ci tot ce vor este să fie în voia lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor. Un creștin este puternic și poate face mari isprăvi cu Dumnezeu atunci când are o relație profundă cu El. Cei care urmăresc știrile știu ce se întâmplă în această lume, dar cei care citesc Biblia înțeleg și de ce. Prieteni și colaboratori ai Alfa Omega TV au transmis mesaje pentru evenimentul cu tema Israel și națiunile de la București, referitoare la alegerea poporului evreu de către Dumnezeu și planul Lui cu acest popor, împlinirea profețiilor și cum să rămânem ca națiune alături de Israel. The thing about Israel is this: God chose that people, the Hebrew people. He raised up Abraham. He made covenant with Abraham. He formed a people from Abraham, and then he brought forth a nation out of Abraham. And then out of that people came our Messiah, the one who could redeem us from all sin. And though Israel has rejected him at times and fully rejected him at other times, he went to the Gentiles and offered us the same blessings that he offered Israel. Now, I'm telling you, I've been to Israel and I've seen with my own eyes probably somewhere in the neighborhood of 15 to 20 major prophecies that are actually being fulfilled right now. Even the wars that are taking place in Israel are leading to a big war called the War of Gog and Magog in Ezekiel chapters 38 and 39. See, here's why it's important. It's important to know that the Bible indicates, especially the Old Testament, but even in the New, but in the Old especially, that the Messiah can only return. Jesus can only return, number one, if Israel is a nation again. Number two, if Jerusalem is the capital of Israel, that's in Psalms 102. And number three, if the Jewish people have returned from the nations of the world back to the land of Israel. And the October 7 attack exposed the wider Iranian plot to the entire world. Further, Iran's overnight attack on the Jewish state in April, sending about 300 missiles, made Iran's intentions even clearer. And many are wondering, are we now on the verge of an apocalyptic global war in which billions of people could die? Well, very few people anticipated that World War I would happen, but it happened. And very few persons anticipated another World War II would erupt, but World War II erupted anyway. And the Bible says there's going to be more wars. The Bible predicts it. And the warning signals are very clear for anybody who has eyes to see. And this is what the Lord says for Romania. Since you have been a friend of Israel, and since you have stood and prayed and blessed Israel, I am going to do some pretty amazing things for you. And the Lord says, as long as you elect leaders, and I don't know anything about your election, if you're running for office, who's running for office, but the Lord says, if you will stay fast and elect leaders who are pro-Israel, I will bless the economy. And now this is what I see. As you're becoming the more pro-Israel, and I know you've been strong with Israel since the beginning as a nation, but as you stand, you're going to begin to see Romania will once again be the breadbasket for Europe. I see agriculturally that the crops are going to produce double and triple. And so the Lord says, it's time to pray, it's time to bless Israel. And as long as you do, you're going to see the land itself will rejoice. You're going to see the crops. I don't know what all you grow, wheat and so forth. But the Lord says, you are a very important hinge in the history of Europe, and God is going to cause new innovations, new developments. I see that Israel is going to come with diplomatic relations.
and bring new innovation even to Romania because of your alliances. Războiul care are loc acum împotriva poporului ales al lui Dumnezeu, Israel, se desfășoară pe trei dimensiuni. În principal, este în domeniul spiritual. De asemenea, are și dimensiunea naturală a câmpului de luptă, dar există și această dimensiune a războiului care se derulează în instanțele judecătorești. Acest aspect a fost abordat de avocatul olandez Matthias de Blois, specialist în drept internațional. El a reprezentat organizația numită Inițiativa de la Haga pentru Cooperare Internațională. Vă reamintim că a 14-a ediție a conferinței Rugăciune pentru Israel, având ca temă Israel și națiunile, a fost găzduită de Biserica Râul Vieții din București și organizată în parteneriat cu Alfa Omega TV. Să-l urmărim pe avocatul Matthias de Blois. We had lawyers from United Kingdom, from the United States. Avocați din Marea Britanie, din Statele Unite. From Israel. Din Israel. From Germany. Din Germania. From the Netherlands. Din Olanda. And so on and so forth. Și așa mai departe. Of the world were together, din toate părțile lumii ne-am adunat acolo. Discussing the issues we have discussed also ca să yesterday. Discutăm aceste aspecte, așa cum am prezentat ieri. Pleading for the right of Israel. Și să pledăm pentru dreptul Israelului. To exist under international law. În condițiile dreptului internațional sau sub egida dreptului internațional. And that led to the establishment of an organization. Asta a condus la înființarea unei organizații, which is called THINK, care se numește THINK, which is an abbreviation, care este un acronim, o abreviere, Hague Initiative, este inițiativa de la Haga for international pentru cooperation. Cooperare internațională. Sunt and it is dealing now. It is dealing with questions of Israel and international law. Și aceasta se ocupă despre Israel în prin perspectiva dreptului internațional. And what we are doing is ceea ce facem noi. We are doing research. Este că facem această lucrare de cercetare. Research in international law. În domeniul dreptului internațional. We do education. Avem această dimensiune educațională. Also educating young students, young lawyers. De asemenea, pentru a educa, a forma avocați tineri. And we had a wonderful summer school in Jerusalem in 2019. În 2019 am avut un extraordinar program de vară, o școală de vară în Ierusalim. Students from all parts of the world. Unde au participat studenți din toate părțile lumii. And we also do, we consult, we advise politicians and governments. De asemenea, oferim consultanță și consiliere pentru politicieni și guvernatori. In order to bring to their attention. Pentru a le aduce în atenție. The good arguments under international law. Toate aceste argumente solide din punct de vedere al dreptului internațional. Acestea au fost știrile Alfa Omega de astăzi. Puteți urmări cele mai noi știri și reportaje creștine accesând pagina noastră de Facebook sau YouTube Știrile Alfa Omega sau pe site-ul nostru alfaomega.tv, secțiunea Știri Creștine. Totodată vă reamintim că această emisiune este posibilă datorită donațiilor telespectatorilor. Așa că vă mulțumim celor care sprijiniți financiar lucrarea de emisiune prin media. Eu sunt Adriana Niță și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat! Alpha.